A trecut vizita. Haloperidol în doze mari pentru cei care vor să uite de ce sunt aici. Să mă distrez și eu. Îl aștept pe tata, care mi-a aduce două pachete de țigări, câteva nesuri. Bani nu are. Dacă vrei să-ți aducă infirmierul o cafea de la automatul de jos, trebuie să-i o plătești triplu. Altfel nu merge. Tata pleacă de acasă abia după ce a terminat de spus toate rugăciunile. Pretremul era un fotograf pasionat. Acum e singurul om din lume pe care mă pot baza. Mă ridică și mă ține în brațe. Îmi spune că orice lucru se poate remedia în afară de moarte. Îmi dă să beau o ciocolată fierbinte. Eu am nevoie de un calmant ca să-i răspund la întrebări. Tatăl meu mă supraveghează ca pe o rolă de film. Vrea să se interneze și el ca să aibă grijă de mine. Nedelciuc nici nu vrea să audă de așa ceva. Apoi celelalte secții și-ar dori să se poate mândri cu așa pacienți cum avem noi. Brumoară, absinte, spineană. Domnul Degeva, chiar și domnul Degeva e aici cu noi. Lumea noastră ne fie salvată de noi, alții la rând, alții cu mai puține leduri pe creier. Noi ne rotim, facem rotocoale ca să putem fi văzuți de sus. Dumnezeu se uită în altă direcție, să captăm alte secvențe. Ne turnăm corpurile în staniol, ne adăpostim inimile mici de frumusețea anilor ce vor veni, de tristețea celorlalți de după. Acum vrem țigări și cafea. Mai e până să jonglăm cu pilele de gaz, până să scriem împreună cea mai profundă poveste. Am auzit că rădăcinile răului irigă organele sexuale. Acum nu putem gândi. Gratii, gratii, un petec de cer. Ești bun, dar ai făcut toate alegerile greșite. Ești acum în pielea goală prin stradă, dar nimeni nu se uită la tine. Simți respirația cuiva în ceafă. Nu poate fi decât unda de șoc a fricii. Sigur, e ceva atroce care vine din credința că nu mai ai nicio șansă în fața ta. Tot ce ai gândit e un balas care circulă prin întreg corpul precum un cheam. Ești în pielea goală pe stradă, compulsiv ca un profet New Age. Te-ai prins. Soarele e o anomalie, o reprezentare fake a imaginației. Ceva tot ai înțeles. Nu te-au lăsat prea mult să alergi. Te-au placat cu sticlă ca să ne îmbâxești pe toți cu lumină. Dar te vei sparge repede. Iar cioburile vor produce ulcerații în tot universul. Când ești gol, nu mai ai cui să-i faci pe mărturisire. Cea mai cinstită formă de dragoste. Am adormit pe Harp Tibetan Music, m-am trezit cu LCC, exact ca în acea dimineață în care urma să plecăm undeva și tu ai deschis televizorul și pe MTV era Iron Maiden. Am început să trăim viața altora. Nu ne dădeam seama de ce, Dumnezeule, nu eram fericiți. Eu trăiam viața tatălui tău. Tu trăiai viața mea de acum. 16 ani în avans e o nimica toată. Ce vei dai tu în viitor și mie mi se părea cum plec străin. Dragostea cu disinezie mai sinceră decât dragostea pentru Dumnezeu. Am adunat în noi atâta ură încât trupurile mi s-au găurit și vântul a început să fluiere prin ele. Ne-am tamponat rănile cu țigări aprinse, ca să nu se extindă
infecția. Așa am început noi să trăim. Eu, tatăl tău, care te obligă să faci pipi în pat și de pe lumea cealaltă, tu, mama mea, care mă scapă din brațe, ori de câte ori, vede că mi este bine. Vă mulțumesc!